Noul pod care face legătura între localitățile Șercaia și Hălmeag, a cărei construcție se apropie de final, este din beton, este ridicat în aval de primul, iar de toată procedura realizării lui, de la documentație și până la darea în funcțiune, se ocupă Consiliul Județean Brașov. Instituția a putut realiza investiția cu fonduri obținute prin intermediul PNDL-2. Podul are 97 de metri lungime și 6 metri lățime. Partea carosabilă este de 5 metri, iar pe margine va avea trotoare pentru pietoni și bicicliști. Pe laterale vor fi montate parapete. S-a turnat pe o rampă de acces și pe toată lungimea podului ambele straturi de asfalt și mai există decât o singură rampă de acces pe pod și am terminat și turnarea asfaltului și după aceea se vor face marcajele și darea lui în folosință. Primarul Cristinel Paltin vrea să realizeze toate proiectele de investiții începute în localitățile comunei Șercaia. Vrem să încheiem extinderea de apă canal pe Șercaia până la sfârșitul anului. Acum se montează practic hidranții pentru a putea lua și avizul de la ISU. Continuarea proiectului de la VAT, asfaltarea, modernizarea drumurilor sătești, așa se numește proiectul. Bine, la acest proiect nu voi mai face turnare de asfalt pentru că vine iarna, dar voi face celelalte lucrări care se pot executa pe timp rece. Valoarea totală a proiectelor din comuna Șercaia se cifrează la suma de 17 milioane de euro.